broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Mă aud? 20. Cred că se aude. Salut, băieți, ce faceți? Cum sunteți? Stați o secundă să-mi bag și eu astea. Stați să-mi închid și ușa aici. Oh, finally, back! Băi, am stat numai cu treabă, mă. Cum sunteți, băieți? El Tigre, Alex, Miu, Vlad, toată lumea, toți băieții grei. Toți veteranii de război am aici. Salut, regele, te pup, Adrian. Uite, n-am pus nici story, nici nimic, băi, băiatule, nimic. Ești în sezonul de bulk? Ce, mă, m-am greșat? Vreți să-mi dau tricou jos, ați trebuit să-mi fit. Uitați-vă și voi, biceps, triceps, uitați-vă ce triceps definit am. Am 3% grăsime în corp, ce aveți? Am 90 de kg, dar într-adevăr, n-am mai mâncat ce trebuie. Ultimele două săptămâni am fost în Anglia la EMEI, mi-a făcut mama 5230 de clătite, am mâncat non-stop clătite, știi, când am venit acasă nu mai prosti. Nu mai prosti, să fiu sincer. O să mă întorc în Anglia și mă pun acum cu dietă, cu tot. Stai bine pe quadriceps. M-am născut pe bulk, îmi place să mănânc, mă, n-am ce să fac, îmi place să mănânc. Echipa pentru regionale. Triceps te pui? Ce triceps te pui, mă, la 90 kg? La 90 kg poți să ai triceps, te slab? Nu există. De ce îmi place să mănânc aici? Stai să pun și eu un story. Băi, și la 10 e cupă de-aia, pro versus pro, s-au băgat toți nebunii, gorila ăștia. S-au băgat toți nebunii. Îmi va pea în titular real? Să sperăm. Să sperăm că se ce la Nasir. Cu idolul lui Cristiano Ronaldo. Ce vreau să fac acum? Să fac echipa? Băi, mi-a zis cineva pe Instagram, a scris un băiat în funda stânga, o fată de-aia. Băi, nene. Unde era un băiatul ăla? Unde era un băiatul ăla? Vamos, te pup, Andrei. Uite, aruncă un ochi la Rolfo. Mi-a scris un băiat de Rolfo. Băi, voi ați văzut ce card, mă? De ce nu joacă lumea? Uitați-vă și voi card fundat stânga. 5 weak foot, 4 skill moves, picior stâng. Playstyle. Ia uite, centrări frumoase, trickster, first touch, technical, quick step. Ce mai vrei, mă, la un fundat stânga de atac? Deci mi se pare incredibil, n-am văzut la nimeni să fie jucat. De ce? De ce oare? Și dacă fac eu o manevră de asta așa, stați așa. Oam, am trei de văd. Și cum e? N-ai jucat-o? Pe unde? Sau Militao? Care e mai bun? 82 pace? Da, mă, dai un shadow ceva. Laur, că stai liniștit, nici Mandy n-aleargă. Mandy e... Degeaba are pace-ul ăla. E mort. Are cât Rudiger pace.
dar e foarte, foarte bună în atac. Și ce mai trebuie mie acum? A, te mai trebuie fata aia, Hansen, aici, mă. Și-mi fac echipa bombă de regională. Deci, cu un D cu fata asta, și dacă aș da, o, am în legea la ligă. A, Cancel aici. Că și nici tău ăsta nu-mi place. Mi se pare mort. E bună pe atac, asta mă-i trăhează. O, Cantemir Marius de pup. Cancelo. Joao. Ia uitați-vă. Asta e echipa finală. Asta aș vrea să fie. Și vreau Hansen aici. Hansen aici în dreapta, neapărat. Fata aia să-l scot pe ăsta. Ăsta e slab tare de tot. N-am vrut ce să faceți cu el. KDB e foarte ok. Deci ăsta, Haaland nu luați în echipă, nu vă băgați la astea, nu vă riscați că vă bate joc de banii voștri. Niciodată nu e carte banii. Aș vrea să iau pe ăștia trei acum, ce ziceți? Știți care-i treaba la ăsta, la... A, nu știu, ce e Gil, parcă se uită, da, Petrișor, așa este. Bă, frate, ăsta n-are niciun de ăsta, mă. N-are niciun playstyle. Uitați-vă și eu, ăsta are jockey, slide tackle, și pe physical, quick step și relentless. Înțelegeți? L-aș lua pe ăsta. Aș face echipa asta să-i testez și eu pe ăștia, adică aș face, o fac 100%, mă, cum n-ai mai testez dacă nu-i joc, și eu nebun. L-ai încercat pe Ter Stegen, pare scump, este scump din cauza price range-ului, că nu este actualizat. Da, este scump. Hai, dă-mă să-i cumpărăm pe ăștia, să vedem cum stă treaba. Și cred că îl dau și pe Mendy și pe Walker, îi dau că oricum nu-mi plac. Mi se par slăbuți. Slăbuți rău. Și am doi sunt vreo 300 de K. Și cu 300 de K iau pe ăștia 3. Cred. Poate că și Van Dijk ar fi bombă. Van Dijk cât costă? Sunt curios de playstyle-ul la Van Dijk, ia să vedem. Bă, stați-mă că e un turneu de ăla la 10 cu jucători pro să mă fac și eu. Băi, mâine dimineață clip cu tactici. Nu, ce nou? Ce n-au ferit? Daily Cups. Ia stai așa să... Paypal. Am făcut al... Nu vreau să-mi spui care din ele. Sigur, Adrian, sigur, să mă uit. Te pun, Metin, mă bag și eu la turneul ăsta. Ce n-ai bă, mă, frate, nu mă las să mă conectez. Ba da. Păi și cum n-ai bă de pun bani pe ăsta, mă, pe paper? Mamă, ce nasol că ăștia n-au Revolut. Dar să depun bani pe paper, dar nu mai știu cum. Primite bani. Solicită, nu solicită, mă, vreau să-mi depun, frate. Portofel. Și cum adau mă banii pe PayPal, ia? Dacă apăs pe sold aici. Ia uite, mă puneți transfer, eu vreau să adau mă bani. Îmi dau mă bani pe PayPal.
Da, au banat formațiile cu 5 fundași. Da. Ce ai făcut? N-am fost la sală azi. N-am fost la sală. Bă, nu știu să bag bani pe PayPal, ați nebunit? Am dat chiul, dar nu știu să bag bani pe PayPal, în fine. Dar să plătești cu PayPal și bagi cardul de Revolut pe PayPal. Păi dacă dar vreau să trimit bani cuiva. A, pot așa dacă trimit bani cuiva direct? Ia stai. Doamne, ce mă enervez. Cupa lui, cu bani, unde trebuie să trimisem bani? Mamă, s-au băgat toți ăștia, Gorila, Nacho, Cusita, Hellman, Ilian Bu și Varhan, s-a băgat și Varhan. Lasă-mi că nu reușesc să trimit bani și mă enervez. A, a pus el aici, mă. Javi, da. Trimite. Trimite către Javi. Și acum poți să-i trimit cu Revolutul? Prieteni și familie. Da, mă, gata, merge. Am îmbătrânit metin, mă bate tehnologia. Uite ce, uitați ce echipă vreau să-mi fac. Stai să vă las la echipă aici până una alta, că până fac eu cardul ăsta, pe bune că mă bate tehnologia. Pe asta vreau să fac acum. Vai de mine ce mă bată tehnologia. Am avut panelele deja, m-am încălzit. Am băgat aproape 1000 de euro. Dar mi-am făcut echipă ok, bine, avem și voie cu launer. Da, și mi-am schimbat cardul, mă. Azi, am fost, că mi-a expirat. Trebuie să bag cardul iar aici. Ce faci? Feri are playstyle-ul șmechere. Ia stați mă să-mi bag cardul aici. Siguranță. Acum poți să ai time out bun. Ia, stați așa, o să-i duc să-mi dau portofel.
Ah, gata. O să mă uit la playstyle-uri acum, Feri. Stai o secundă. Mă închine aici cu asta. Mă bate tehnologia rău. Gata, mă, în sfârșit. Acum să-i schimb un euro. Îi trimit ăsta 5 euro și gata. Gata, mă. Nimic nu s-a întâmplat. Haideți să vedem playstyle-urile. Vara. Băi, contează mult playstyle-urile alea. Ia mă, Rafa, cât are. Dar n-are nici ăsta fel. N-are nici ăsta, ăsta are și jockey, are de toate. Are playstyle-uri mai bune cu unde, crezi că, da? Crezi că degeaba era mai scump? Nu era degeaba mai scump, strost. Îi testez, mă, oricum, trebuie să-i testez, că dacă nu, și o să mai fac un pack opening înainte de sâmbătă seară, cred, că facem pack opening iar, ca să-mi fac echipă, că duminică începe competiția aia. 4 ore pe zi cu calificarea pentru regionale și până duminică trebuie să am echipă. Și sâmbătă seară dăm un pack opening rapid, pam, pam, pam. Așa, deci avem aici. Unde? Stai să-l caut. Deci, unde? 142. Ba, așa, câte 100 de euro, 100 de euro, adică 12.000 și fac 12.000 până fac bani. Nu bag în prima 50.000. Și bag până dacă îmi trebuie 100.000, te fac până 100.000 bag. Dar bag până îi fac, ca idee. Ăsta-i. Sunt curios de jockey ăsta, că văd că are playstyle-ul de la plus jockey. Bă, lasă un gol, ia să vedem. Și dăm la vânzare pe aia. Aia m-au enervat maxim, aia doi. Și Mendy și ăsta, nu poate să dea o pasă din stânga în dreapta. Bă, lasă un gol. Așa ceva. Când dai o pasă, mă, să schimbe o parte. Mamă, pe footbin ăsta, bă, frate, de ce mai arată, mă, când dau să caut jucători? Nu mi-arată numai FIFA 23. Cancelo, Joao. Mai fost de cap. Păi pe Van Dijk îl iau la un ferit, la nivelul 11. Asta zic, de asta nu-mi bat capul de Van Dijk, îl iau de acolo, la un. Ia mă, și Joao. Fratele nostru, Joao. Ah, stați că n-am dat special. La playstyle-ul mă interesează, ia să vedem. Passing, bun. Crossing-ul. Performing blocks and improved ability to make a successful block, bun. O, uite-mă, technical, frate, am fundat și-a cu technical. Fancy passes, first touch. Da, bă, ăsta e gata. Ăsta e. Și cum o chema pe fata aia? Cum era fata aia?
La playstyle-uri ferii, are Jockey Playstyle Plus, cred că ăla contează mult. Am jucat azi împotriva lui, n-am putut să trec el. Bine, cu toate că am făcut 6-6 cu ăla, am jucat cu Canala. Mamă, dădeam amândoi, gol după gol, gol după gol. Rolfo. Deocamdată nu-i vând băia, că mi-e să nu pierd taxe în caz că nu-mi plac. Testez și eu jucătorii. Bă, frate, n-ai cum să-ți faci o echipă de regionale dacă tu n-ai testat toți jucătorii. Că după te gândești, bă, dacă îl jucam pe ăla sau pe ăla. Așa testăm toți jucătorii până duminică când începe turneul ăla. Și... ce special, mă, că asta nu e niciun caz special. Și când a început turneul ăla, astea să fim pregătiți. Cu viteza mi-e frică aici la ea. Poate dă-te una și cu Shadow. Oh, ia uite, poți dai și playstyle-ul, e prima dată când văd. Shadow, Shadow, Shadow. Perfect. Vrei să vezi o echipă pentru ladder rege? Ia, trimite-mi. Dar ți arăt eu o echipă pentru ladder, dacă vrei, uite aici pe live. Te pup, gata. Și mai facem o tactică de 4-1-2-1-2. Pe asta n-am pus-o. Mâine apare videoclipul tactici, dar pe asta n-am pus-o. Dacă e să meargă, fac clip separat. Aici intră Vinicius în minutul 1. E ok. Mai schimb și pe aici, nu? Vedem ce și cum. Pam, pam, pam. Formations, 4-1-2. 5 fundași mai avem voie, așa că trebuie să executăm de aici. Pam, și am făcut așa. Alexia pe stânga, KDB în dreapta să dăm trivelea la bombă. Dinio, Haaland, Foden e perfect. Hai să vedem cum merge. Ai încredere în tine? Da, nu vreau mai făcut de mine. Instagram, asta e cum e imediat. Bă, frate, am trecut nici nu mi-a plăcut jocul. Să fiu sincer cu voi. Acum știu că m-am jucat non-stop zilele astea. Ce aveți? Ia unde am playtime-ul ăla? Am stat numai pe joc. Unde e un playtime? Settings. Cât am stat? Și 4 de ore am jucat. Și n-are nicio săptămână jocul. Am 64 de ore și nici n-a apărut jocul final. Ce n-ai avut? De fapt 23, m-am jucat cam puțin în comparație cu... Stați-mă că m-am jucat mai mult. Da. Ia uitați-vă la FIFA 20, 2600 de ore. Aici am ajuns eu jucător pro. 2600 de ore. Ia zi-te, Chisan. Salut, Hagi. 9 ore pe zi. Puțin. I-am dat, bă, toată ziua mă joc FIFA, mă. Deci, ieri a fost prima zi în care eu am ieșit în casă. Îmi iau repede o shaurma, fiecare zi am dat mai shaurma și pateuri. Din preț de la 230 la... Nu știu ce să zic, George, nu sunt trader. Nu pot da cu părere. Looking good. Ia să mă uit, Migna. Nu o să mi-e cât de acum. MG Migna. Da, e ok echipa. E un fel de ce vreau să-mi fac. Cu mici, mici modificări. Am același, na, în afară că tu n-ai ea, tu e că n-ai bani, probabil că ăștia ăla l-ai fi luat. Cam tot aia e echipa. Și în dreapta eu mi-au pe Hansen aia care și tu o luai dacă n-a.
Când ți-a picat din ea. O dată cu ea tot în același pec. Ia mă să dăm și noi un amical, să vedem ce poate asta mică, echipa asta. Oh, maestrilio. Ia să vedem dacă a intrat și la popodul lui. 6x. Îmi scuzi, noroc. N-am ferite Hansa, n-am, că o luam. Las că am pus conturile pe grup, imediat vine. Cine-i mașinăria asta de război, mă? Oar mașină asta. Nu ești trader, ești doar campionul ăsta. Da, frate, n-am ce ești trader, sunt doar la trading. Iar să vedem echipe. Cine-i mă Lizarazul ăla? LB. Și-a blocat, și-a blocat ăsta într-un LB Chiro. Cred că e mai ok așa, nu? Camera. Așa, cred. Mamă, ce repede să mișcă asta? Bă, nu cred. Nici... Nu eram obișnuit. S-a mișcat mult prea repede pentru mine. Nu a fost fault? Good goal. Uite pe asta mori, că nu rămâne mingea la mine. Când fac pressing manual și interceptez. Nu la Dinio. Oricum să ai. Bă, e prea lent Haaland ăla, dacă scapte Haaland ăla să rege. Oricum îl scot și joc Dinio atacant la regionale.
Dar până fac bani de Hansen aia. Mamă, te iubesc unde. Ce bine a stat acolo. Tiki-taka, am zis băieți, pam, 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 pam. Am vrut să mă duc pe Trivela, vina mea. Stați-mi să-ți scot pe fodă în ăla, mă, că pe mine ăla mă trage un drău în jos. Îl băgăm pe vin. Lindă, mă. Ce mi-a dat în player pick ăla cu Hero? Schimbă subiectul, feri. Mi l-a dat pe lead mai în ăla, te-l aveam deja. Și l-am ales pe King ăla, fundaș central, o pușcărie. La brote tot felii, ce putea să-mi dea mie? Nu sunt la turneu. La fix începe turneu. Nu joc și un amical să mă încălzesc puțin. Oricum vreau să testez acum, să fiu sincer. Nu pot spune că sunt pregătit 100%. Nici cu echipa nu sunt cineva. Joc cu Foden și cu Haaland. Haaland ăla-i slab rău. Deci mai, încredere mai mare am în Foden decât în Haaland. Uitați-l pe Haaland, nu? Eu v-am zis, nu? E cârtiță aici în echipul ăsta. Unde am încredere în el, mai ales că e Haaland, e mort Haaland. Mă, că n-a fost mort. A, Rudiger. De-aia ture bine acolo, de Trivela aveam pregătit. Ia uitați-vă. Bă, îmi place jocul, asta nu-mi plac mie, bugurile astea vizuale. Haaland ăla-i slab tare, mă, frate, deci de ăla trebuie să scap din tipul neapărat.
În sus, Cosmin. Da, vedeți. Un Haaland în fața porții, să am și eu să bagi în poartă când se întâmplă de astea, nu există un Haaland ăsta la mine. Vedeți că fata asta e și mai chiar rău de tot funda stângă. Mi se pare peste Mendy. Bravo, Egan. Egan, Selo. Ha! Ce frumos am dus. Am dat la ăla, mă, la aia eu. Da, mă, am nevoie de asta, adică orice combinație acolo, că eu sunt rapid în atac. Haideți să încercăm și 4 unde unde. Cred că ar putea fi ceva mai bună pe stilul meu. Si baftele la joa campionul. De pop, de pop, mersi mult. Băi, încercăm și Nero, testăm. Asta să fiu sincer. Aș încerca ceva nou aici, dar nu știu ce. Le tot testez, am pus niște tactice alea bune, sunt testate de mine și bune, dar acum mai testez. Hai să vedem pe asta. Alex, mă uit imediat. Amintește-mi după meci, că uit dacă e așa. Hai să vedem Nero, cum e. Bravo, mamă ce-mi place Cancelo, de 10 ori mai bun decât ăsta, decât Walker. Și asta îmi place mult, fundașul ăsta stânga. Dați-vă ce atingere are. Thank you.
Nu știu ce să zic de formația asta, îmi place, dar parcă mai mult 4-3-2-1 îmi place. Schimbi alun. 4-2-3-1. 4-3-2-1. Ce naiba, mă, frate? Uite, eu pe astea mor. Da, îmi trebuie Van Dijk mult, că la nu există să pierd așa ceva. Deci te aperi perfect la o fază și ți se întâmplă de asta. Ți ia tot chef, pute. Bine, mă rog, că e nimic cald ăsta, n-am treabă. Ce mizerie, nebune și vedem. De uite și tu, două la rând la fel, când am interceptat mingea și... Mamă, trebuie să dau la fundaș ca să fiu în siguranță că iau și eu mingea. Unde-i mai fundașul în stânga? Mamă, și asta la fel a fost oricum. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would have left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection? If you never look in the mirror. Mâine un videoclip cu cameră, setări, tot ce vreți. Bă, n-am activat Advanced Defending. Ce-a făcut? E picat network. Uitați-vă, unde-i golul la mâncă? Mușcă în monitor. Deci intră în el. Și tu la rămâne, ce-i te-a făcut aici, mă? Ce-i te-a făcut la o fază ca asta? Deci uite, asta e la nivel... Asta e la nivel pro. Ce o fază de asta, deci de un meci, uitați-vă. Un meci echilibrat, 0-0, îți face unul de ăsta reverse în tine, rămâne mingea la el, îți dă gol și gata, ăla-i meciul. La nivel pro. Chestia de genul, decide un meci. Hai. I remember when you said you're afraid of what's ahead. What I've been to ride or die. I asked and you just start crying.
scutură mănușile și merge mai departe. Hai să mai bag la meci. Cine era asta care a jucat? Imbru, carburatoare. Efe. Păi a apăsat sprint și a avut... N-am apăsat, stăteam în jockey, el tigre. Haideți că jocul ăsta, carburatoare, un italian, îmi face la posesie asta de nebune, ăsta e bun. Salut șef la fate, pup Iulian, de primul regional 21-22, dar începem acum, meciurile, să ne calificăm la regional. De duminică începe competiția. Deci, de duminică, de pe 1 până pe 14 octombrie, se bagă o competiție nouă numită Ladderboard. Acolo avem voie să jucăm 4 ore pe zi, jucăm un meci exact ca la regionale. Dacă nu știați, la regional se mai joacă tur de tur, se joacă un singur meci și meciul s-a dus la 9 minute repriză, în loc să fie 6 cum era în trecut. Nu o să se termine egal, or să fie prelungiri și penaltiuri. La final primii 256 se califică la se califică pentru calificări la regionale. La final de ladderboard-ul ăsta. Mâine apare clipul, am făcut deja, frate, acum l-a editat. Deci 4 ore pe zi de la ora 7 la ora 11 ora României, 19:23 orele. Te pup, Hades. Deci ca să știți, de duminică o să fim live doar între orele 7 și 23, 7 și 11, atât, nu o să mai fac live. Trebuie să fim divizia 4 ca să intri în competiția asta despre care vorbesc eu. Ca să știți, programul. Așa am costat în frame-uri, așa. Deci live în fiecare seară, timp de 2 săptămâni, da. 4 ore. Bă, frate, am frame-ul cu ăsta, n-am delay. Mai repede. Mamă. Deci sunt frame-uri, frate, nu văd nimic. Rolfo, te iubesc, Rolfo. Bă, ăsta ce căutăm aici? Cancelo, ce-mi cauți după acolo în față, bă, nebunule? Ăsta e amical, da, e amical. În seara asta nu știu că n-au o cupă cu jucători pro, începe la și un sfert. Bine, am aici, drăgea trenghi.
Dacă nu-i mijlocași ăștia cum stau, frate, parcă să... Nu știu, nu-mi place ceva la formația asta. Nu-mi place ei cum stau aici. Nu iau eu acolo mereu cum vreau să fac posesia mea. Bun, cum de lecta Araujo, n-am jucat Araujo. Uite, ești la playstyle-ul. Da, Iulian, o am full de mesaje pe Insta, băieți. O să mă uit, deci n-am stat o secundă azi. Am fost numai cu treabă. Gol. E mereu gol faza asta. V-am zis înainte de când am luat centrare. Deci faza asta este 100% gol. S-o încerca și voi. Centrare pe bala lungă. Bă, frate, am frame-uri, mă, nu știu. Racing-ul manual îl fac bine. Bine, cam fiecare an ăsta l-am făcut bine. Bă, mi se pare că nu pot să țin te minge, frate. Asta e cea mai mare problemă în FIFA-ul ăsta. Oricum, abia aștept să încep cupa aia. Ce naiba, aici costam frame-uri. Mâine apare video. Mamă, ce verde prindeam.
Oricum, FIFA-ul ăsta mă antrenez ca niciodată. Ca niciun alt FIFA. Vreau să mă joc non-stop, că și place joc. Îmi plac chestiile astea noi cu playstyle-uri, cu nebunii, chestia aia cu R1. Parcă am mai diversificat ăștia puțin. Uite mă, sunt curios. Bă, când le prinde, le prinde ăsta, frate, dar e lent. Fac bine tiki-taka aia acolo, dar fodă-mi și cu Haaland, mă trag în jos. Alexia se mișcă prea fain. Da, sunt bune, sunt bune rău. Ia mă uit dacă au postat ăștia meciul. Ia break it. Văd dacă sunt 14 undeva aia. Porh Donoso. Cine n-ai faci? Dacă o să câștigi jocul cu Deșe. Și după aia cu Bonanu. Mamă. Mamă. Orton... Cum îl cheamă până? Ortonoso? Nu mi-a dat nimeni tag pe aici. Ah, mi-a dat cod.
Ce-a făcut asta? Deci trebuie să-l băgăm pe Vinicius. Un turneu, frate, de la de 5 euro și care câștigă ea, nu știu, 100-200 de euro. Nu e nimic cu au stați liniștiți. E antrenament, frate, mă antrenez și eu, mai testez mai astea. A, ne antrenăm, ne antrenăm. Curios dacă e vreun meci tare. Ah, de buhor. Șase. De ce nu las? Gata. Am mai cel sorry pe smin aici pe trial. Ia mă, se vede echipa. Dona, Beb, Araujo, Dinho, Diani. Rolf o joacă în față. Bă, Rolf, asta e bună rău, frate. Da, Rolf e șmecheră. Dar ce facem asta? Două, trei zile. A dat competitiv mod după ce am intrat în divizia 4. Băi, nene, cu ăsta parcă mi se mișcă bine, nu se, nu știu, jockey-ul la jucători. S-a încercat bine pe sus. Doamne, deci nu înțeleg cum trebuie la selectat pe Ederson. Bă, îmi place jocul ăsta, dar are câteodată niște chestii. Ia cap.
Roșu. Nu știu cum ne-am dat nici galben. Bă, las un col. Uitați-vă cât e greu să întoarce, nu pot să fac combinațiile alea mele scurte acolo cu el. Uitați-vă Foden, cât rapid e față de ăsta, Foden. Te iubesc, Alexia, te iubesc. Salut Bogdan, Bogdan, dacă ai pachetele alea, dă-mi ele. Bravo, băi, Rudiger, te iubesc. Ce playstyle nu se trească, Rudiger? Stai liniștit, Bogdan, Bogdan, stai liniștit, frate, nu-i supărare, am crezut că m-a așteptat, cum să fie supărare? Altă dată, frate, după weekend, după alea. Tiki-taka. Pam, pam. Nu aici. Fai de capul meu când mă chinui să schimb o parte. Ce numere din august? Magic Antica. Bă, frate, e cam mult 9 minute repriza la turnă, dar gândiți-vă că numai tur-retur. În mod normal, practic, ai fi jucat 12 minute, ai fi jucat 12 minute repriză, 12 minute repriză, tur-retur. Așa se joacă un singur meci. A revenit 4-1-2-1-2. Joc 4-3 de 1. Încep regionale, 21-22. Pare mai bun, da, față de anul trecut, orice joc mi se pare mai bun. Anul trecut mi s-a părut cel mai slab joc din istorie. Dar în fine, acum avem un tiki-taka, te făcu băieți. Avem te făcu tiki-taka ăla nostru. A couple.
now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in the corner, thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, but I'ma find a remedy. I don't wanna make you feel bad. Ia uitați-vă Foden ce bine și-a făcut-o ieșeva. De pu Victor, uite mă joc tu. Alexia, alea unde sunt obiective? Eu faci alea cu Nike, îți dă play bine. Uite acolo, haideți cu like, băieți. Offside? A fost. Ba da. Ce a fost mă forstaciul ăsta Cancelo? Offside. N-a fost mă? Ia, haide mă să mai facem și noi un atac ceva frumos, că... Nu prea am mai avut. Am lăsat pe ăsta să mă dumim. Să mai fim și noi periculoși, zic. Vai, te-mi bă, Haaland, stai, joacă la ei, mă. Deci Haaland e fundaș la ei. E incredibil cât de slab e. Ce presim anul bun i-a pus.
Nu îmi dau seama de ce pleacă la așa de nebun, că nu i-am dat supra ce nu i-am dat nimic și are stay back. Bă, am apărat perfect meciul ăsta, mă, măcar apărarea să fie avut bună meciul ăsta, că în rest... Pe loc trebuie aici să-i dau. Scăpam perfect cu pe loc. Bun rău, fetele. Cinci fundași erau, era prea bună formația, orice formație cu cinci fundași era prea lejeră de jucat. Doar trebuia să stai să-l ita cu CDM-ul să nu se miști fundașii și să dea adversarul numai în autobloc. Doar pe contra să dea gol. Fetele sunt foarte bune. N-am advanced defending-ul. Și cum reportez fără acum. E bun, frate, Advanced Defending-ul ăla. Dar de-aia se numește Advanced, pentru cei mai avansați. Dar niciunul nu l-am folosit până. Stați că nu vi se spune să îmi scur. Ce server zice ăsta, mă? Doar nu știu ce capă server. Paris, Netherlands... Deci 1-9-0 a făcut ăsta. Cine a jucat? Joc cu Deș acum. Deja a început calificarea. Duminică încep, da, mai nebunie, frate, nu înțeleg de ce au grăbit sezonul așa. Au grăbit sezonul foarte mult în condiții în care noi avem 3 regionale, frate. Octombrie, noiembrie, decembrie, doar 3 regionale sunt. Bă, dacă sunt 3, pune-le, frate, ianuarie, februarie, martie, să ne obișnuim și noi cu jocul, să avem cardurile alea frumoase. Să se uite lumea la regionale cu carduri frumoase. Cine neba să uită cum jucăm noi cu ăștia gold? Nu vezi spectacol, nu vezi nimic frumos așa, pe viteză, pe alea. La început jocul e slow, ce naiba? Băi, eu trebuie să dau chemistry style ăsta, mă. Te joc fără chemistry și că-ți vedeam. Pune, frate, în condițiile în care sunt 3 regionale tot anul. Pune naiba în ianuarie, februarie, martie. Le pui în mijlocul sezonului, nu le pui la început. Păi dacă nu prinzi cupa mondială și n-ai ligă, în decembrie gata, e gata sezonul tău ca jucător pro. Mi se pare ciudat rău de tot, dar în fine, ăștia știu la ei mai bine.
Nu știu, ăștia cu Standard Edition ce-și cască Foden, da. Te pup, Alex. Atingerea nu știu cele mai, da. 2 goals 90 plus. No, Legenda și Hero n-au treabă, pot fi peste 90 și ei. N-am bani, Vali. O să postez mâine tacticile Europol. Nu, cum a făcut în calificarea lui Italic? Eu în calificarea Weekend League îl făceam pe Fati, dădeam evoluție lui Fati. Nici nu mi-am dat seama că la rank 1 sunt pachete bombă. Eu le volam pe Fati, mă, la alea, puteați-vă și voi. Da, ce minte am. 4-3-2-1 sau 4-2-3-1, 4-2-3-1 recomand. Mai joci pe la aceea, dar și cam cu cupa asta, turneul ăsta. Oh, n-am pus pe ea, că mă stai stai. Bravo, Feri. Ia, ia, ture. Unii 480, 120, 100 stai. Îl fac lenti, nu? Să-i dau foc de asta, să-l fac lenti. Ce fi de capul lui? Tu și eu, da, dar am voie doar un singur hero și aia ture, aia ture. Da, avem voie cu long. Este Playstyle Plus se numește ăsta. Playstyle Plus. Ok, debita, mă, nici ăsta n-are chem. Băi, ce-am făcut, frate? Eu am dormit. Oh. Playstyle Plus, nu Playstyle normal. Dar nu-l au toți. Doar dacă ai de la Plus. Dă-mi și lui tot ăsta. Dar nu mai avem. Ce să-i dăm ăsta, mă? Hai că-l fac de atac. Sau? Finul ăla, n-am voie, că trebuie să-l scot pe aia. Ia mă, dat asta invitație, deșe. Bă, deșe ăsta l-am luat la urmante regionale. Mamă, maestru a dat în 1-1-7-0. Da, locul unu ia 100-200 de euro. Azi mai arăt asta acolo. Uitați-vă ce look și-a făcut Alisa.
Derby cu Deșe. Am bătut la toate regionale pe ăsta seara, cu FIFA 21, FIFA 22 și 23, mi se pare, ante-an. Anul și bătaia la regionale, dar și picam mereu cu el, frate. Mereu, la orice regional picam cu el. E la Jace sau ce echipe? Are cu Mbappé. Avem probleme cu Mbappé, ăsta este, vedeți voi. Da, a dat drumul la competitiv. Mamă, ce kit șmecher ăsta pe la Barca, să vedem tot. Are tot mult mai bună, mă. Păi Mbappé la costă cu toată echipa mea, ce aveți? Eu am pe ăștia loan. Și fără ăștia loan, eu n-am echipă de 3 milioane, niște 2 ceva n-am. Mai întâmplă și că de asta îți vine să... Uite mă, e și ala în bună ceva. Poaaa, m-am apăsat eu cred, prost, am încărcat prea mult cred. Am vrut să apăs de două ori să dau time finish și înșire că n-am mai luat mâna și am ținut apăsat ală dată. Mamă, ce ocazie mare era asta. Ajunge asta în spațiu, niciodată nu. Deci asta e prima dată când mi se întâmplă să dau rateul ăsta așa, din cauza mea. A fost, nu pot să dau vina pe joc. Dar 2000, nu. Ce n-ai vrea să dau două goluri până acum? Chris, e nebunie cu Haaland ăsta. N-am, uitați-vă, bă frate, cu unde ăsta e al doilea meci când îmi face așa. Dar nu, mă enervez. I-a pus-o bine cu unde. Vine, vine băiatul meu Van Dijk acolo. Nasul tare cu tot. Ai, bă, frate, când ratezi ocazii, de-aia îți merit soarta, să fiu sincer. Nu mai contează cum am luat gol, dar... Îți merit soarta când ratezi ocazii, de-aia cu Haaland. Ia uitați el, cum dă cu dreptul. Senzație. 7 metri de poartă. Ia uitați, în corner a dat-o. Mă enervez, cred. Am văzut că mi se întâmplă des când joc FIFA, să mă încerc. E păstit nervos. Tot din eu să mă salveze, mă? Tot din eu să mă salveze, ziceți voi. Bă, frate, acum s-a...
Haideți că vă explic la pauză, că acum vreau să stau concentrat. Mamă, după cum ăsta îl vând în secunda 2 după meciul ăsta, gata. E ultima dată când îl mai joc la mine în echipă. Așa îmi facem rău. Ce-a fost un pas asta? N-ai cum să-i mingea lumba pe ăsta niciodată, mă. M-a ridicat.
Bă, orice intră, frate. Da, la 1-0, acolo mi-a dat altă șansă. Am început prost tare, scap țindu-l portal. Ia mă, să băgăm 4-1-2-1-2. Nu mai bag nimic. A meritat oricum meciul ăsta. Ce s-a întâmplat acum a fost meritat. Și acum repriza 2 e ca un retur. Asta vreau să vă zic. Acum s-a schimbat formatul, adică se joacă 9 minute repriza reală, nu se joacă 6 minute. Și automat trebuie să ne adaptăm. Ia mă să dăm așa, mă. Pass build-up și aia, să vedem ce se întâmplă. N-avem ce să facem, e singura noastră soluție. Poate nu știu ăsta să apere, ia să vedem. Deci cu unde ăsta trebuie să zboare. Penalti, bun. Bă, uitați-vă la cum unde ăla, frate, una nu ia, mamă, ce mă enervează. Deci, poară, mă, după meciul ăsta, știți cum e? Instant vândut. Instant. Deci, de-abia aștept să termin să-l vând pe cum unde e, primul lucru pe care îl fac. Nu știu să te-am luat și MJ. S-a schimbat jocul mult când am dat formația asta, poate e mult mai bine. Bine, avea aici, aici eu mi-am spus. Bă, dar sunt mult prea rapizi ăia, frate, ăia în fața acolo, ăsta n-ai ce să le faci. Deci, bă, frate, cu unde? Ăsta e primul care trebuie să zboare în echipa asta. Deci, ăla n-are ce căuta la fotbal. E cel mai mincinos.
Cel mai mincinos preț pe care l-am văzut în viața mea la un jucător. Uitați-vă, mă. Nu îmi dau seama ce trebuie să fac eu și ce fac ei. Ei dau tot felul de... Bine, mă, eu l-am pe cum de ei, nu l-au. Deci uitați-vă, l-a băgat pe ăsta în bandă și m-a spart cumva pe ăla în bandă. N-ai să-i faci un Mbappé în bandă când... Și v-am zis, ce v-am zis la început pe live-uri? Că o să vedeți că Mbappé o să fie jucat. Bă, lasă-mi colo și Rudiger m-a trădat, nu? V-am zis la început de FIFA că o să-l vedeți pe Mbappé la regionale numai în bandă. Ia uitați-vă, mă, și verde și tot ce vrei. Bă, mă, uitați-vă la statistici, mă, te-ai dat degeaba, mă. Dacă te-ai dat statistici și nu te-ai uitat la score, te-ai gândit acolo la un score relativ egal. Toate că am dominat, dar nu. Aia, atât s-a putut. Bă, oricum nu mă interesează scorul, mă interesează doar să joc în ce în ce mai bine, să înțeleg jocul, asta mă interesează pe mine. Scorul aia, pierzi azi, pierzi mâine, poi mine, răzi, poi mine, o săptămână, o lună, dar la un moment dat tot o să câștigi. Important e să joci în ce mai bine, să vezi progres. Nu e, întrebe Van Dijk în apărare. Rudiger ăla e bun. Da, ăla cu unde ăla e... Parză. Eram 100%. Nu știu de ce le eram 100% că asta se întâmplă. Gameplay la ăsta cu 23, ce am zis, jocuri diferite. Mă mir cum te-a dat ăsta fault. Ah, de mă bate, da. Oh, chiar vreau să zic, mă mir cum te-a dat ăsta aminte, dar și-a revenit repede, tot repede la adversar.
Uitați-vă, mă. Ratez ce se întâmplă pe contra. Bă, frate, ce să mai fac să dau gol? Uite, nu pe ala statistici și eu n-am avut șuturi de alea iurea. Șapte, doi. Stați-vă, eu am 16 șuturi, ți-am dat 2. Ia și bă, d-astea goluri, expected goals. Schimbă la echipă. Unde a fost ăsta? Unde? Deci ăsta trebuie să zboare în secunda asta din echipă. Van Dijk cât costă? 284. Unde? Te văd aici, sunt mai obrăgat. Slab tare, te tot un... Slab rău, te tot unde ăsta. Nu mă așteptam, sincer. De cine l-a militat? Am vrut să-l testez pe ăsta, mă. Oricum să iau Van Dijk, frate, dar mi-l dă loan. N-avea sens să-l iau, având în vedere că mi-l dă loan. Rudiger e bun. Nu l-am loan, că trebuie să fac level 11 pe aici, la obiective, ia să-l cât mai am. Mai am ceva. Trebuie să fac level 11. 3150 îmi trebuie experiență. Și le iau de aici. Dar problema e că mi-e trebuie până acum. Mi-e trebuie până acum, duminică. Vai, dar ce m-a enervat asta. Testează Varan. Păi oricum o să-l joc pe Rudiger, pe ăsta, cum îl cheamă, Ferry. Zi. Van Dijk cu Rudiger. Da, asta am vrut ceva așa să mă joc și eu acum. Dar nu se poate. O să iau Varan, cred, da. Măcar să pot să mă antrenez și eu câte cât. Bă, în rest, frate, echipa n-am ce să reproșez. Ăsta și Haaland sunt cârtițe. Ăsta și Haaland. Deci trebuie să scap de Haaland. Vreau să încep să încerc să joc la regionale cu Dino Striker. Poate am și eu al... Ce-am făcut, mă? Am dat invitație cuiva, nu știu cui. Van Dijk chiar... Bă, Ioniță, nu știu, mă, ăsta cu unde m-a omorât, mă aștepta mult mai mult timp parcă, aveți, sincer zic. Ce fac, mă, cui dau invitație, că nu fac nimic? Varan, cât costă, 90? Deci playstyle-urile alea sunt mincinoase. Bă, adevărul e că făcea jockey-ul bine, frate, rapid. Dar nu lua nicio minge, le dădea pe toate la ei. Orice minge era la ei, dar el așa, în mare, făcea jockey-ul bine să mișca rapid. Adică playstyle-urile alea își făceau treaba, doar că el nu își făcea treaba. Unde e mă shadow? Bună rău aia rol fă aia, Vali. Ia-o, dă toți banii tău în lumea pe aia, merit. Nu e nici ăsta dacă nu era ăla. Ah, bă, la echipă, nu se poate. Mamă, mă joc toată noaptea, mă, în seara asta, stați pe live toată noaptea. Testăm toți jucătorii, te joc în seara asta. Deci, toată noaptea jucăm live 50 de ore. Ce-mi face ăsta? La Liga tot ce vrei tu are. A, trebuie... Portar. Ter Stegen, dacă l-aveam. Bă, Ferry, m-aș bucura, măcar să-mi plac unul. Am băgat pe Oblak, ce să faci cu Oblak, mă? Să dau la Liga Neamț. Neamț.
ce rămâne. Neamț, unde e un neamț? A, uite. Deja am să am un punct. Ce să fac cu Mendy, mă, că îl dau și pe ăla, nu-mi place nici ăla. Adică îmi place de mai bună asta, fata asta. La Liga eSports, ăștia au parteneriat, bă, exclusiv cu eSports, dacă se numește la Liga eSports. Pe câți nu stau în chemistry, frate. Am băgat pe ăsta în chemistry și nu mai stă toată echipa. Portarul ăsta nu știu ce caută el aici, n-am și eu un portar. La Real, de la Barça. Doar unul care e rezervă, care nu apără, care... O iau pe Hansen, nu, n-am bani de Hansen ăsta, Raule. Da, frate, știu, dar nu-l găsești pe market. Pe Ter Stegen și nu-l am aici. Casillas. Ia vedeți, mă, recele Casillas. Stați cu minți, că nu-i chiar așa. Atât am zis. Și cine nu face? A, fata aia. Hai, mă, să nu-i mai trebuie să vedeți. Facă și ea. Au fixat prețurile? Suedez și am pus Sweden. Avem Suedia. Ia uitați-mă ultimul cum ne-aștept aici. Oh. Acum nu mai avem la niciun. Dar stai gând 26k. Lasă mă joc așa și gata, că nu mai stau, stau prea mult să-mi fac astea și vreau să mă joc să testez ăștia. Asta e ultima grijă, chemă, stai, stai. Vreau să-mi găsesc și eu un fundaș. Pe Doamne ajută. Haide să punem codul. Am postat. CDM bun pentru milion. Băi, deci vreau să mă joc toată noaptea. Are Hansen ăsta, da. Oricum mă joc toată noaptea de câteva zile. Vreau FIFA ăsta să mă joc cel mai multe până acum. Nu se poate, mă, frate, băi, eu sunt... Oameni, eu nebunesc, sunt prea ambițios. Până dacă mă bate unul sau așa, eu nebunesc. Uite, aici vina mea, aici, dacă iau gol, n-am ce să zic. Îl meritam complet. Feri, nu doar că îmi place echipa cum arată. Bă, frate, tu știi cum i-am simțit echipa? Bă, nu el ce făcea, i-am simțit jucătorii prea rapizi. Plecau foarte bine, se demarcau foarte bine, erau peste tot. Asta trebuie să învățăm să fac. Bun.
Trebuie să învăț să nu mai pierd minge așa ușor în FIFA ăsta, mă, în jumătatea mea. Oricum, deja am lucrat mult la asta. Zilele astea numai la asta am lucrat. Asta e singura greșeală pe care o fac. Dacă reușesc să nu mai pierd mingea în jumătatea mea, e totul bine. Așa, bă, atac cu astea nu mă mișc rău. Dau goluri, îmi creez șanse. Haaland în față să știe că îmi distruge orice șansă. Gata, scoatem și pe Haaland. Nu mă joc eu. Uitați-vă ce se ține asta după vin. Atacul ăsta nu trebuie să-l mai las eu. La tactici, nu știu ce să zic, eu îi simțeam jucătorii rapizi. Vreau să joc ca la regionale, mă, dar ce să bag eu aici în lupte Haaland ăsta? Că n-am ce să bag. Vreau să-l scot pe Haaland în echipă, mă încurcă rău de tot. Nu e suficient de rapid. Vreau să fac pase din alea rapide. Eu ăla stilul meu de pas și ăsta mă încurcă, îl bag pe Fati. Aia, vini, păi vini, îl bag în locul lui. Foden. Bă, trebuie să-mi iau Hansen aia neapărat. După ce mi-am luat Hansen, mi-am rezolvat orice problemă. Dacă dă cineva de lângă Rudiger, e incredibil. Și tocmai ce-am zis, frate, dacă dă cineva de lângă Rudiger, mă omor. Nu mai zic nimic, gata. A dat fata aia, cum o cheamă, Hansen, aia e bună rău oricum. Te iubesc, Fati. O să bag, nu, bag bani. Sâmbătă seara avem pack opening, ca să iau pe Hansen. Nu iau 100%, dar poate fac ceva investiții până atunci. Dar avem pack opening, să fac bani de Hansen. Bag așa câte 12.000 FIFA points, 12.000. Uitați-vă, mă, cum protejează ăștia lângă Varan. Bă, Hansen aia e genială. Și pe Fati ăsta trebuie să-l fac neapărat. Levelom. Cred că după meciul ăsta intru la rival să levelez pe Fati. Ăsta e atacantul meu, mă. Dinio, mă, e atacantul meu, cum se demarcă, ce face pe aici, e incredibil. Ref. What is this, ref? Dinio, mă, e atacantul meu, uitați-vă ce face peste tot. L-am bubuit stânga sus. Parcă merge mai bine, mă, echipa fără Haaland în atac. L-am scos, am egalat în 2 minute. Bă, contează mult și jucătorii să-ți faci echipă pe stilul tău. Bravo, băi. Bă, și vă zic ceva mie, Fati ăsta îmi place și vedeți că este și cam letal. Vedeți că în atac nu le ratează. Bine, la pase și la astea îmi poate să spun eu parte, dar... Nu, asta e treaba lui, el trebuie să ne dea goluri, nu, nu-i interesează să schimbe partea atât des. Ia, vedeți acum cum atacăm aici. Sus.
sus, mă, e a doua fază la rând. Prea mult, una și șut trebuia să dai, dacă faci prea multe de astea. Ce facem cu asta, stănicări? Tiki-taka, mă, și pe linia porții vreau să facem tiki-taka, vreau să-și cânt la spectacol noi. Nu mă interesează sporul. Doar spectacol. Vedeți? Eu vreau doar spectacol. Nu mă interesează scorul. Exact ce ziceam. Aici am intrat în centru. Da, bă, Varan, stă bine jocul, Varan, îmi place. Vreau la curând, fratele astea. Ce ai, frate, că vine să voi capă? Dar nu mă interesează scorul, asta zic. Vreau doar să descoper jocul, să n-am început, nici n-a apărut Standard Edition. Vreau să descoper jocul, să revin în ce în ce mai bun. Până la urmă, tot la zero acum, nu mai sunt... În FIFA 22 când am ieșit campion european, nici anul trecut când am avut rezultate așa bune. E un joc nou, uite la 0, cu descoperi. Nu poți să folosești aceleași meta-uri de anul trecut, nu mai merge mai nimic de anul trecut. Pasa aia din prima, care era meta, German Cross-urile nu mai merg niciodată bine. Trebuie descoperi jocul, luat la 0. Bravo, bă. A fost bine acolo. Am fost exact pe aia acolo. Bă, eu nu, eu sunt nebun, mă, nu cer nicio pasă pe sus, mă, numai pe jos, le încerc, dă-o, bă, că sune pe sus. Ești nebun. Lumea cu tine, înțeleg, înțeleg, nu, dar în mod normal, da, te oftici după la tărăda astea, dar sunt amicale, până și cu paia, e de antrenament, nu trebuie să ne supărăm, dacă ne supărăm când pierdem și nu mai știu în ce facem. Sau cum mi-a căzut cu un degen și am luat un gol. Da, un gol, l-am vândut și aia merge înainte. Nu așa bicicleta aia, să mă întorc în partea aia, bă. Bă, KDB ăsta, bă, frate, făgeți-l, că e bun tare. Mai ales că aveți o grămadă de pachete de-astea cu jucători untradeable, scoateți ieftin rău de tot. E bun rău de tot, nu știu, mi se pare foarte. Genul iese în evidență, dar și face treaba la mijloc acolo, îl simți foarte, foarte bine. Ești dând drumul la tiki-taka. Vela frumoasă și aici. Te pup, Sherby! Ce faci?
Am mai disemnit de bun gardul. Bă, frate, ăsta nu e teratat. Bara cu care am gândit eu tu, o să nu știu de atunci. Uite, descoperi jocul. Sherby. Hansen, asta ai te luat, frate. Este foarte bună. Toate că n-are viteza așa mare pe card, în joc mi se pare și că e Mbappé. Ia uitați-vă. Schimbăm acasă. Vreau ăsta e al tău, de multe place. Doamne ajută, dar trebuie să... Bă, îmi place și mie, exact ca FIFA 22, chiar îmi place. Așa e ce îmi duce, îmi place, dar nu eram bun la el. Așa e și acum, trebuie să găsesc eu acel ceva. Să-mi meargă. Dar îmi place mult jocul, chiar îmi place. Ce constă? Bă, nu știu. Eu zic că merită ăsta. 5, Wickfoot, tot ce vrei. I'm rich.
E bună, mă, 4-1-2-1-2 asta, îmi place. Hai că dă drumul la pressing acum. Uite, acum ar trebui să găsesc o formație să închid meciul. Mă joc cu ăștia după grup, Aliuț. Găut Fati. Mă, bă, ce te-l, vreau să-l evoluez acum. Aș vrea să intră la rival să-l fac. Să-l evoluez. Tiki-taka, mă, eu asta vreau. Înțelegeți? Pam, tiki-taka, băieți. Asta s-a dat pressing, frate, că minutul ăsta, asta nu știe că s-au mărit reprizele. Aoleu. Trebuia să încerc eu trivalat acolo, în ce m-am dus eu cu pasă, că era... Bravo, Alex. Da, e... Unul e al meu, unul din grupurile alea, cred. Dar nu mai știu acum. Haide, din eu! Varan, știi cum plecai și tu după cum unde? Am uitat un slab. Oricum vina mea pasă aia acolo, n-am ce să zic. Asta îmi trebuie formație împotriva la pressing. Oameni, cum a ținut Militao acolo, incredibil. Să încerc eu așa, să vedem așa ce iese. Salut! Nu, no, back pressing joc așa să
văd cum e formația asta, n-am chef să mai stau să dau presiune. Vă la intră, fiind sunul prea l-am văzut să intre. Nu se poate, Virionu și tu. Aș lăsa tot pe Haaland de la moda. Greu la stilul meu de pas. Să mai testăm. Hansa n-ar vrea eu să văd la mine în echipă mai repede. Mă enervează că toți ăștia au nume schimbate, nume, nu știi care cu care joci. Și ăștia sunt mai jucători de aia, pro, bun, dar nu vedeți că toți au nume de astea și eu aveam, dar mi l-am pus înapoi pe al meu. Și poate are numele la echipă să vedem cine e. Nu prea mă interesează cine e, dar așa, măcar să-ți faci o idee. Poate mai dai Tate în calificări în astea. Așa, cine ne aparține numele ăsta? Silent Kindred. Ia, uitați-vă, Ortega.
Mamă, dar a stat pe obiective de la pe Van Dijk ăla. Bă, dar chiar mă să-l facem și noi pe fati ăla. Mamă, ce șmecher, că ți-arată și sigla. Până acum nu ți-arăta sigla acolo sus la nume, nu? Doamne, cum își face culoarea asta acolo? Bravo, Dini. Uitați-vă la mă, de 79 ce șut a scos. Portar comun, gold. Cum să scos șutul ăla, mă? Ridică-te. Something in my chest that I can't hide. Bravo, boy. Driven chat, rămâne driven chat, mă, până la urmă. At the end of the day. At the end of the day, Dinio is Dinio. Legea. Da, Driven. Am făcut treaba cu Driven ăla în trecut. Dacă nu l-aveam nici pe ăla, era singura mecanică care îmi plăcea. Asta vreau mă să lucrez, să nu mai pierd mingea atât repede, jumătatea mea o pierd des. Bine că nu mai o, ci ei. Toți, dar care pierd mai puțin, el are șanse mari, să știi. Uitați-mă, vedeți? Pasele astea, pam, pam, pam. Să-mi listen cu Sita la John Jones, să vii. Să-mi listen. Și mai chiar de tot. Ia. Și Dembele ăsta, vedeți că e nebun. Mă întoarce. Ce să mă întoarcă, că s-a dus cu ea mână în poartă. Am întors-o până la urmă. Doamne, dacă întorcea când am zis eu... Bine, eu l-am și atunci, dar era mult mai periculos. Ah, sunt gol. Vini, mai dă cu capul, mă. Perfect, am făcut aici. Bă, am dat la Dinio. Nu mai prins pe ăsta.
Sunt numai jucători pro acolo, Aliuț. Numai de ăștia, calificați regional. Am și investiții, dar aștept să-mi vină și Van Dijk. Păi eu mai am tot Van Dijk, Hansen și gata, am echipa. Van Dijk și Hansen mai trebuie să și am echipa. Să vedem, poate mai bag ăștia pachete, ceva cu loan. Or să bage 100% vineri, că e prom. Tu până la Van Dijk, e regele. Un post. Bă, glumă, dar sunt singurul care joacă cu Haaland. De fodă, nu mai zic, că n-am văzut nici la calificarea de la Weekend League. Jucătorul acum a dat primul gol ăla cu Vini, foarte interesant, mi-a plăcut mult player locul ăla și pe aia centrarea aia pe lung. Te pup, Silviu! Bă, frate, la jocul ăsta, la cum se mișcă jucătorii, nu dau seama când e delay și când mi se parte plastelina, așa. Adică mi se pare că e delay în continuu. Ia uitați-vă ce se mișcă asta, băi, nene. Gol. Aaaa. Nu se mișcă. Bă, frate, mie îmi place și nu se simte 81 pe aici, mi se pare foarte rapid. Da, da, da. Mersi mult, Silviu. Nu, frate, nu, jocul anul ăsta chiar e super lent. E... Ați văzut când joci cu prietenii și ai acolo game speed și dai pe fast? Mie mi se pare că e pe slow ăsta. Uitați-vă și la el, cât ea se întoarcă adversarului meu, gen. Asta vreau, calm. Daniel, ce faci, Daniel? I'm all the sins that you can confess. I'm just...
lost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got to waste it in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, they were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. I find it hard to leave a picture in, cause my reality is your reality, no. De mâine, l-am făcut, acum îi răspuneam editorului că mi-a făcut thumbnail la el. Deci acum am făcut editorul thumbnail la el și răspundeam. M-a întrebat dacă e bine sau nu. Mâine apare clip. Offside? N-aș fi spus. Mai multe formații. Am vrut eu să mă întorceam cu șut, era gol. Uitați-vă Ortega Moreno, frate, carte 79. Sunt amicale. Am jucat cupă. Eu ce să fac aia cu centrarea, mă, că n-am niciunul pe lung. Alan care trebuia să fie pe lung, ia uitați unde. Vine scurt. Trebuie să joc de parcă ar fi 0-0, mă, indiferent de scurt, ăsta amicale. Nu, astea învățăm doar. Nu, uite, aici trebuia să încerc trivela. Trebuia să încerc trivela în prima dată, acolo. Iese? Sper să-mi... A, a ieșit, vreau să nu iasă, să dea drumul la pressing, ca să-mi găsesc și eu formații împotriva pressing-ului. Da, 13 minute apare standard.
Hai că încep să... Hai că încep să-mi vă joc. Dar trebuie să-l facem pe fat. El, bă, că l-ai super seabă perfect. Dar eu, fraier, nu știam, o să-l fac de 85. Eu am intrat normal cu el și l-am făcut fapt de 84. O să iei pe ham. Nu știu de care ham zici. A, pe rap, nu, de-aia intream în meniul ăla. Băi, trebuie să fac, să-l facem pe ăsta, mă, cu Fatih. Ia să vedem ce mai avem de făcut la el. Foarte bun. Club. Aici, Evolution. Băi, mi se pare letal la finalizare, adică nu se ratează. Marțialia, unde se duce asta? Să dau un assist, să-și mai joc un match la Rivals cu el. Trebuia să intre prima dată aici la, nu știu, să dai la Welcome, n-am înțeles nicio bine. Aici trebuia să-l bași prima dată și după aceea aici îl băgai la ăsta, de la Miu. Am fost fraier, ce vrei? Mi se pare că sunt foarte bune. Am fost azi în direct la Lefnil și am vorbit și acolo, chiar am spus că sunt bune rău cu tot. La televizor, am uitat să vă anunț, o să vă pun o filmare pe... 72, 4, 14. 14 arată unde, mă? 14 înfrângere. Aaa, am uitat, Namicale, dacă pică server, le-ți spune înfrângere. Nu mai, eu nu mai pot să-l fac, maxim 84, Vali. Gata, s-a dus. Din păcate. Dă-mi drum. Da, când am făcut live-ul ăla, trebuie să avem 7 înfrângeri. Și eu n-am mai jucat rivals, n-am mai jucat draft, n-am mai jucat nimic. Știi unde, tot la 7 înfrângere, am ajuns la 14. N-aveam cum, că n-am mai jucat nimic, doar amicale, atât. Am jucat amicale non-stop. Haideți să mergem la squad selector. Să-l facem Sony Listen. Ham, ia mă să vă văd pe ham, Vali. Valiuț. Ce ham zici tu aici? N-am auzit nimic de ea. Mie asta? A, e legendă, parcă. Oh. 5 cu 5. Mamă, e top asta, ce aveți? Cam, striker, right winger, center forward, ce vrei tu? Heading accuracy, bun, ce înălțime are? 5-5, hai că-mi spundă. Spiți. Power shot. Dar n-are tehnică ăsta, mă. Asta e nasol. E bună, dar nu... Știi că nu e chiar foc. Hai să vedem ce echipă mai avem aici, ca să joc și eu. Ce atacant bagă? Trebuie un atacant? Tex joacă cu ea, dar asta rămâne la online. Tex face de YouTube, mă, de asta ce ai feri. Tei după Tex. Cine să băgăm aici? Iago? Haide, iau. Mamă, vă dați seama că eu cu echipa asta. Eu, uitați-vă, eu sunt nebun. Echipa asta încerc să fac eu imposibil. Să-l fac eu bine, că e divizia 4, dar cu toate că sunt jucător mulți la 4, că acum la 4 devii verificat. Hai să vedem. Uitați-vă fundașii. Ala, stați-mă că n-am fost acolo. Varan. Pe vară. Haideți să-l facem pe Fatih, să devolăm. Păi, eu cred că-mi șterg Snapchat-ul ăsta, frate, m-am plictit Sterion. Eu nu deschid Snap-urile la nimeni. Deci eu nu deschid Snap-urile la nimeni pe Snap. Eu nu știu de ce-l folosesc pentru cei care au Snap. Uitați-vă cum am eu la Snapchat aici. De 4 săptămâni am la toți așa, uitați-vă. Eu nu deschid la absolut nimeni Snap-urile. Am numai nedeschise, eu nu știu de ce-l folosesc. Deci numai 4 săptămâni deschise, la nimeni nu deschid eu Snap-uri. Asta, stai să dau și un Snap pe sunt live. Dar am un snap-ul.
Da. Vreau să vă vor cu Snapchat-ul meu. Hai să știm. Se pare cea mai mare prostie de aplicație. Îți consumă timpul degeaba. Fati, tu trebuie să ne dai assist, Fati. Oh, cum a venit assistul. Gata, și nu trebuie să câștig acum, nu trebuie doar play. Assist cu Fati și play. Am făcut obiectivul, acum trebuie să... Ar trebui să stau să mă bat ăsta. Oricum cred că stau să-i dau victoria, că nu mă interesează Rivals. Că nu pot să mă joc la Rivals, că eu am echipă numai cu Lone. Eu n-am echipă de Rivals. Eu anul ăsta o să mă joc doar amicale, așa o să mă antrenez. La Rivals nu mă joc deloc. În echipa mea sunt numai Lone. Bravo, băi. Hai de grizi. Life puternic, cred că stau mai mult, să văd, nici nu știu. Vreau să-l fac pe ăsta, pe Fati. Caut el. Uite că mă enervează că genul doar... Gata, am dat assist cu el și după aia trebuie să mai joc un match. Dacă ies, nu se pune. Na, Cosmin is back, yes. Trebuie până dă rage quit. Nu dau ăștia rage quit ferii la început, acum ăștia joacă pentru... Ăștia joacă pentru... Oia, 300 de coins la final de match. Ce-i minzi ăștia? Minzi ăștia? Te pup, Alex. Da, gata, am revenit cu stream-ul și cu tot. Mamă, cât e... Bună e centrarea asta la corner. Și grizi, 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 grizi. Regionale, dar abia aștept. Vreau să l-am pe Fati ăsta. Super sub la regionale. Ăsta dă goluri multe rău de tot, nu iartă nimic. E letal așa, nu știu. Ce a fost aberația asta de goluri? De eșut. Da, e greu să te apă la corner. Ia uitați-vă ăsta ce tocoare îmi bagă pe acolo. Nu, trebuie doar să fii în divizia 4-a și după aia acolo te califici într-o altă competiție unde ai nevoie de puncte. N-am făcut nimic la moment. Și acum stau doar să-l fac pe Fati, mă. Eu am obiectivul făcut acum. Eu doar trebuie să termin meciul. Am dat assist cu el. Până pe 1 octombrie. Ia uitați-vă ce sunt pușcă ăștia doi. Băi, să știți că baranul ăsta nu e rău. Aveați dreptate ce ziceați voi. I-am dat pe scurt, că știam că-l mută.
O să le fac feri dacă primești pachetele astea. Oh, hai, Faticun. Cu Trivela. O să fac și la mână, să ne uităm după. Da, e șmecher, Varan. Ceva nasole când îți face unul așa ceva non-stop, uite cum îi fac eu ăsta cu R1, că știi că ți-o face, dar îți stă mereu pe creier, bă, da, când dă gold în ea. Că la un moment dat nu poți te apăr ea. Bravo, băi, Varan. Da, e bun, Moani. Salut, Robert, ce faci, cum ești? Te-ai jucat? Eu mă joc, nu stop jocul ăsta, mă, visez. Fati. Bă, dă niște trivele, Fati ăsta. Penalti, mă, uite, bă, frate, asta mult, dacă doar am stat lângă el și am apăsat pe tackling și l-a tras de triple și penalti. Cred că dreapta sus, da. El dă Cosmin, dacă l-am pasat, apere ce vrei. Eu acum am văzut mai mă apăr cu Foden în centru. Nici locaș central. Am tacticile făcute. Ce
o locare fantastic. E, oricum un joc serios, ce naiba, dar am jucat doar să-mi facă la evoluția. Eu mi-am făcut-o, a trebuit să dau un assist și doar să se termine meciul și următorul meci l-am doar să termine. Dacă aveam ce să facem, un blocam joystick-ul și ne uitam la ceva, nu știu, la echipe, la ceva. Web-up. Ultimul meci, de exemplu, doar trebuie să joc un meci aici. Nu mă interesează scorul, nu mă interesează nimic. V-am zis, dacă ar fi după mine, mi-aș fi blocat joystick-ul. Mamă, dacă ar da și-o trebuie la... Review la ce? Tacticile sunt vechi, sunt anul trecut astea, o să vă fac cu astea, te anul ăsta. Mâine pun videoclip. Hai grizi. Nu dau pasul niciodată. Amicat, vreau să-l fac pe Fati, că știu că am cu ea pro dacă era. Am jucat până acum cu ea pro, mai continuam cu ei dacă era, dar vreau să-l fac pe Fati ăsta. Eu inițial vreau. Ia uitați-vă în portal, unde eram ăsta? Era aici în poartă? Eu inițial vreau să-l fac la Weekend League, dar cu Weekend League nu mai acum la ce naiba să-l fac, n-am ce să mă joc. La Weekend League în primele 10 meciuri alea sunt ușoare, îl făceam imediat. Și bun, bă, nene, nu mă așteptam să fie atât bun. La finishing mai ales. Deci la finishing îmi place de mor. Nu ratează nimic. E mai letal decât Haaland. Am vreun grup de amicare, băi, sunt pe câteva, dar sunt full toate. Dacă o să găsești ceva, o să te bag. Următorul meci, vreți cum să ne dăm la ceva pe web, la ce să ne dăm, că eu trebuie să-l joc, n-am chef să mă joc deloc. Deci știu că n-am nicio miză, nu trebuie să câștig nimic, că nu mă joc, rivals, nu nimic. Dar trebuie să-l fac pe Fati asta. Și ne uitam la ceva pe web, ne uitam la echipe, la jucători, jucătoare. Ăsta are numai ăsta, pătratul pe joystick. I-am 10.000. Băi, ăsta n-am folosit, mă, deloc. Cum e, mă, cu precision pass asta? Păi uite, mă, dacă dau R1 și pasă, de ce nu mi-a pasă de-aia pe sus? Aaa, bravo, Feri, ne uităm ce facem la alea pentru pachet. Și tot la Rivals trebuie. Să nu și noi pachetele la top. Jumbo, nebunii. O să-l bage pe Bellingham și dacă e bun Bellingham... Știți că Bellingham e feblețea mea. Bellingham gulit, am avut toată viața la play-off, la toate turneele, la toate regionale cum luceam. Păi ăștia îi jucam. Bă, am auzit că e OP, da? Nu știu ce să zic. Evolution Challenge. A, gata, mă? A, ăsta era, stați mă că l-am făcut, ia vedeți. A, doar un challenge, mă, nu level.
Vedeți? Uite, mai trebuie să joc un match de ăsta. A, dar pot să joc la squad battles, unde să stau la rivals pe loc să-i încurc pe ăștia, mai bine mă bag la... Battles. Zofas, vreau să dai bun, ia să vedem, hai să uităm la moment. Bă, Feli, dar tu cum ești, mă, ești în București? Cum mai ești cu cursurile alea? O, oh, mersi de subscribe, mai trebuie să apăsăm toți pe butonul de like și subscribe, băieții, like și subscribe. Am un obiectiv. Și unde e mă la moment? Ei? Moment. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Păi da, nu știu care e asta, hai să luăm cu toate la rând. Păi stai, mă, ce-s asta? Și dacă le fac cu toate? Da, merge. Deschide. Ce trebuie să faci aici, mă? Nu mai sunt, am vrut să rămân cu cealaltă, dar n-am putut. Am înțeles. Păi și acum ce faci? Unde? Te-ai întors la tine? Cred că trebuie să facem toate astea, mă. Ai, nebunie, mă, cu astea, ce aveți? Deci că joc cu ăla, da, e carieră. Am că joc și încerc aia cu el 1. Este aia cu el 1. Salut, Ciuci. Asta dacă termine pachetul, să te mii. Care? Ultimul. Ăsta updated? Ești? A, ah, nu, multe ce mai. Toate. Primul. Mâine videoclip, Ciuci. Ăsta trebuie să-l fac. Păi da, mă, dar nu vedeți că trebuie să-l fac pe aici. Vai de cap, nu, mă, pe astea le fac în offline, așa că n-am ce să fac. Acum vreau să-l fac cu fatii ăsta. A, lăsați-le, mă, că te facem noi acolo. Mergeți să te înscrie la regionale, până pe... Pare bun rău fatii ăla. Și minute cred că ți-am acces. Da, mă, dar nu mai am niciun chef. Mamă, 3 ore și 10 minute de live. Nici nu m-am dat seama când au trecut. Nu mai am niciun chef. Să facem pe fatii ăsta. Mâine toată ziua amicale. Deci acum doar trebuie să joc meciul, mai interesează rezultatul și îl fac pe fatii. Ce n-ai mai bagi mă obiective de astea, doar să joci meci. Ce înseamnă asta? Ce?
Cam te-ai făcut urmărește când aveai 60 de kg, ud. Da, m-am făcut mare, mă, și ține-te treabă, bă, mă duc la sală, indiferent ce se întâmplă, uite, și în Anglia, am fost în vacanță la EMEI și m-am dus la sală și acolo, mă, și în vacanță, mă țin oriunde mă duc, orice fac, și acum la fel, n-am avut timp, perioada asta n-am avut timp în cauza faulului, dar m-am dus și am băgat câte 3 grupe odată, măcar să mă mențin dacă nu lucrez să cresc. La sală mă duc mereu, zici că-s nebun după sală, adică zici, sunt. Uitați-vă la asta. Dacă apăs o dată pe tecnic, e direct până alte. I-am mutat în România? Da, mă mut înapoi în Anglia. De un an sunt în România, frate. Da, nu-mi place deloc. Am stat că eram cu Naționala, trebuia să venim lunar, eram și la zil când m-am mutat aici, trebuia să vin de două ori pe lună în România, în Anglia, și nu-mi place nici să stau pe drum, adică mai bine prefer să stau în România decât stau pe drumuri. Aia n-am niciun chef de ăsta, lasă câștige pe ăsta. Nici cel mai mic chef n-am pierd. Și asta... Gen, acum vreau să mă duc înapoi în Anglia. Am familie acolo, gen, părinții mei sunt acolo, asta eu stau singur. Nu-mi place deloc. Te simți în Anglia, mă simte 10 ori mai bine. Pentru mine, nu știu, pentru mine acolo e acasă, bine, unde poate am și pe ai mei și așa. Ăla am și pe Cristi, care... Cristi e ca un frate pentru mine. Adică mereu m-a ajutat, indiferent de problemă, a fost lângă mine mereu, nu s-a pus problema. Aici distracții, dar cât să te distrezi, mă, că mi s-a luat și de distracții, mă, că nu m-am distrat toată vara, n-am făcut nimic, numai distracții. Nu m-am jucat FIFA, nu m-am făcut nimic toată vara, live-uri, nici n-aveam ce să fac, am încercat să mai fac, dar aveam naiba. Nici 100 de oameni pe live, aveam numai câte 40-50 de oameni pe live și n-are sens, adică când e ceva forțat să faci doar de dragul de a fi, nu mai are haz, că nu e natural. Nu e vorba de lag, frate, că nici în România nu-i delay. Nu se pune problema de delay. Dar problema e că mă simt altfel acolo, nu știu. Ai ce să faci, te plictisești, ai ce să vizitezi, ai unde să te plimbi. Dar aici mai ales la mine în Călăraș, unde să mă plimb, că avem o stradă principală tot orașul. Da, pot spune că nu m-am adaptat aici, să fiu sincer. Nu știu, nu mă simt așa, liniștit. Aici. Mi-e greu, mă, că Rivers, Aldis... N-am fost la Rivers și la Aldis, cred că... De... 3 ori toată vara, maxim. Și atunci așa, trecător. Acolo am și pe mama. Mi-e greu rău cu mâncarea, frate. Eu mănânc foarte mult, eu mănânc 6 mese pe zi. Bă, și eu nu-mi gătesc. Eu nu-mi gătesc deloc, că nu știu. Și îmi dau numai comenzi. Dar m-am săturat, frate, și de comenzi. Mi-am dat comenzi, nu mai îmi place deloc mâncarea comandată. Am încercat să mai fac eu paste, câte ceva, așa. M-am învățat oarecum, dar nici n-am timp acum. Unde sunt și cu sala, cu toate astea.
Sunt două ore fac sală până mă ajung la sală, până mă întorc de la sală, îmi fac tuș, mai mănânc, să trec 3 ore jumate. În total, doar cu sala. După aia mă antrenez la FIFA pe zi, câteva ore bune. Seara mai fac și live. Când naiba să mai am timp să stau să fac și de mâncare, auzi? Eu care mănânc 6 mese pe zi. N-am niciodată în viață timp. Dacă eram să nu fac sală, să nu joc nici FIFA, că vă zic ceva, în Flaviu la FIFA stau mai multe 8 ore pe zi, mai ales perioada asta. Adică să fi avut un loc de muncă, așa normal, să zici că sunt 8 ore la muncă, aia e. Și în restant timp să-mi fac și de mâncare și de toate. Fără să mă duc la sală, dar așa și cu FIFA, și cu sala, și cu toate nebuneile, e greu. Nu, simt că nu am timp, mai ales atunci când am început FIFA. Bă, frate, simt că trece ziua, nu dau seama când se face seară. Deci nici nu dau seama când se face seară, trece ziua imediat pe lângă mine. Pe nimeni, bine rău numărul de la mașină, ai avut noroc. 06 PKS? Da. Îmi puneam 66 dacă n-aveau 06. Dar să fiu sincer, încă așa am văzut două mașini cu PKS, mă, numărul PKS la mașină. Mi-a picat Hana de 460, mi-a crește. Nu știu ce să zic, am zis, nu mă pricep la trading ca să-ți dau vreun sfat. Bă, mie și place, eu nu mă plâng că joc FIFA, îmi place, adică m-aș juca non-stop dacă ar fi după mine, n-aș ieși după el. Dar când joci la nivel pro, ești obligat, n-ai să ai plăcere să zici, bă, uite, îmi place, azi mă joc, mâine n-am timp, mâine fac altceva, mă joc poi mine. Eu trebuie să mă joc în fiecare zi, că ăsta e ca un job, gen. Ce are, ce bine a dat. E greu jocul ăsta, da? Hai, fatică, pentru tine mă chinui atât. Pentru tine stai eu live la ora asta acum. A, da, mă, că ziceam că încerc asta. Pasă asta cu R1. Cu FK. N-are cum să, gen, dacă ți-au zis că e luat, înseamnă că e luat. O fi de cineva în vârstă care nu prea iese, nu prea asta. Cel mai probabil, de fapt. Fati, eu pentru tine mă omor, știu ce-mi fac. Tu joci ca și știi cum era Cărtenzel, uite, FIFA, te-l... Da, exact el, că era idolul meu. Exact el, știu că joc așa, cu multe pase, cu astea. Joc frumos, frate, dar nu mai e eficient cum era la FIFA 20, la FIFA chiar 21, 22 nu mai zic, când am ieșit campion european. Eu nu joc cu meta ori multe. Da, nu fac, nu prea fac scheme și de-astea. E periculos. Fati ăsta mi-e mie cel mai frică. Cu volta, da. Gata.
Iese ăsta dacă îi dau gol acum, că a băgat la unecare când ești ala. Dar vedeam gol acum ieșea că a băgat la unecare când ești ala. E nerva rău. Ce-a fost, mă? Care a fost cauza pentru care nu am avut aceleași performanță? Bă, și jocul, au fost și schimbări în viața mea, m-am mutat în România, m-am astea. N-am mai fost la fel de liniștit, am mai avut și alte chestii, pe cam doar FIFA-ul. La modul, când stai singur, ai multe responsabilități, nu mai stai tu să te joci toată ziua, nu mai... Dar și jocul a avut multe de spus, să fiu sincer, că mă aduc aminte la FIFA, la FIFA 21 și 22, mergeam în România, stăteam în România în vacanță câte 2 săptămâni, nu atingeam FIFA-ul, după 2 săptămâni veneam, mă băgam la Blackie și îl băteam pe Anders Weyerhank și câștigam Blackie-ul, adică când era jocul pe cum trebuie, pe stilul meu, adică erau perioade când nu m-am antrenat mai deloc și tot... Trebuie să ziceți căriță de ăsta acum. Nu jucam câte 2-3 săptămâni, veneam prima seară, luam Blackie-ul, fără să mă antrenez, fără nimic. Anul ăsta n-am mai fost așa. Anul ăsta m-am antrenat mult mai mult și degeaba. La FIFA 23 mă refer. Bă, ca lumea își place la lucrate. Cred că aici trebuia să dau precision pass de la. Ce să dai, mă, că e varză precision pass-ul ăla. Uite Blakey, mult, că am făcut vreo 7000 de euro în Blakey-uri. Ce naibă, am făcut bani mulți în Blakey-uri, mai ales atunci când... Eu jucam Blakey atunci când erau 1200 de euro în fiecare seară. O dată pe săptămână eram în finală, yes. Sunt 2000 mai. Eu atunci și luam la multe Blackie-uri. Și era Haso înainte de Blackie. Haso, la Haso erau vreo 500 de euro. Și mi se întâmpla de multe ori ajungeam în final la Haso, chiar îl câștigam, după aia intram la Blackie, luam și Blackie-ul. Jucau toți ea, bun. Nu mai e Blackie. Băi, nu prea, uite, s-a făcut în seara asta o cupă, dar abia s-au strâns 60 de jucători. Nu prea să mai bagă urmă la astea. Da, da, mă, am evoluat pe ăsta. Pati, pentru tine m-am urât până acum. Mamă, ce-mi doare burta, cred că te foame. Da, m-am banat ăia, am trecut cum am certat pe ei, la Black. I-am zis, da, nu mai joacă nimeni la cupa ta, bă, că e varză. Păi mă enervasem, frate, eram în sferturi. Am câștigat meciul să ajung în semifinală și după aia zice că auzi ce îmi zice. Și că a filmat unul dintre voi meciul. A făcut cineva la meci și zic că nu. A, descalificați amândoi. Și zic, păi, bă, nu era normal să mă întreb înainte de meci dacă filmează unul, dacă face unul dintre noi live, mă întreb după meci când se termină. Că da, că nu știu ce, că nu știu cum, descalificat. Și aia a fost. Cu cui mai vorbești? Chiar azi am vorbit eu, vorbesc mai fiecare zi cu cui. Prieteni bun cu puiul, mă, în ciuda, bă, frate, o rivalitate frumoasă, zici că suntem Ronaldo și Messi, dar în ciuda la tot, noi suntem prieteni buni, eu cu puiul. Cred că asta, și ne-am ambițiat unul pe altul, cu siguranță, când eu aveam rezultate la ambiționam pe el, când el avea, m-am ambiționat pe mine, a făcut bine concurența asta. Eu, să fiu sincer, acum, în afară de puiul, nu țin legătura cu nimeni în România, la modul să... A, mă știu cu toți, vorbesc așa, dacă avem nevoie de ceva, de un share, de un alt, nu știu, orice, vorbim, ne așteptăm între noi, dar nu se păstrează legătura, să-i dau mesaj sau să-mi dea mesaje fiecare zi, ia zi mă ce faci, cum ești, ce ai mai făcut, puiul e singurul care țin o astfel de legătură din FIFA, în rest n-a întreabă cu nimeni. Eu cu puiul dar și-a ajutat mult. Păi și când eram la zil, eu l-am vrut foarte mult acolo la zil pe puiul.
El era la Team Bullet, îi ziceam într-una, haide bă, vină, vină, pleacă-te la aia, vină aici, că e bine, că nu știu ce. Adică eu l-am vrut foarte mult cu ăla. Un alt jucător. L-am vrut foarte mult cu ăla, zi el. Score and assist to single level player into squad at rivals or into rivals or champions matches to your single ever play 5 rivals or pleasure. Hello my ex-friend, oh, lumea nouă. Ce faci mă frate? Bă, sunt pe live, Larry. Am stat numai în FIFA, n-am mai ieșit în casă de o lună. Am fost în Anglia vreo săptămână și puțin și de o săptămână sunt numai pe FIFA. Nici la sală n-am mai fost, nu știu care se spărea cu sală, o zi am fost atât. Și am febră după ziua aia, te mor. De la fotbal, l-am mâncat Ionesc. Ești cu el? Ești pe live de toată viața. Ha. Ah. Am amorțit. Bine mă, cum să ne amorțești când stai 3 ore și jumate pe un scaun. Ai ajuns acasă, am înțeles. Te sun după live dacă ești mai vorbim, că nu mai stau mult. Păi băieți, deci treaba stă în felul următor. Noi trebuie să facem echipa în așa fel încât să vină Hansen aici. Băieți, dacă ar să cineva, ești mătă, ești nu-mi cumpărați. Poate te crede lumea, te caută lumea pe Facebook. Hansen trebuie să vină aici, stai să facem concept. Foarte bună Hansen asta. Da mă, da, vedem. Dar ce ore? Și pe ăsta vreau eu să-l scot frate de aici. Aici știți ce vreau să bag? Să-l bag pe Fatih ăsta și minutul 1 să-l bag pe... minutul 1 să-l bag pe ăsta, pe Vini. Derby de Madolina, bun. Și aș vrea să... Dar nu pot să intru la tactice. A, nu pot să intru la custom ca să-i așez în 4-3-2-1. În fine, Dinio atacant, Iaia, Alexia și ăsta în dreapta. Asta în partea dreaptă, vin în partea stângă și din eu aici atacant. 4-3-2-1, Eduard. Și cred că vine Van Dijk ori în locul ăstuia, ori în locul ăstuia, nu știu exact. N-am idee, încă. 4 jucători de la Barça am ca să stea toți ăștia în chemistry, deci Rudiger nu trebuie neapărat. Acum nu știu între Van Dijk și ăsta și... Run. Dissipate. Să fiu sincer, să simte anticipate-ul ăsta. Aici avem Dijk. Ia. Pe da, asta de ăsta și-a plăcut acum. Cum e calificarea asta la regionale? Trebuie să... joc tactică, Robert. Trebuie să ajungi în divizia 4, în divizia 4 te califici într-un alt mod de joc și acolo trebuie să ajungi în primii 256 din Europa să ajungi la regional, la calificarea pentru regional. Reader strength, performing physical tackles, anticipate și ăsta are anticipate. Block, jockey și make rău de tot înseamnă că e ăsta. Block and loft through passes are more accurate, travel faster and are more difficult to intercept. Îți vine bine 24, luăm cupa mondială, bă, Doamne ajută! Voi să știi că îmi place, Larry. Vreau să mă întorc și în Anglia. Săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni să mă întorc acolo. Oricum. Și gen trebuie să mă întorc acolo să joc turneile de acolo și Premier League-ul, că dacă nu le joc de acolo, le pierd. Deci trebuie să... European am luat odată, în 22. Deci trebuie să joc în Anglia turneile neapărat. Ce vrei, Lady? Ce zici, uniform? Asta-ți place, plus 2 shoot.
mi se pare lent. Băi, mie nu-mi plac jucătorii lent, gen Haaland, Son ăștia. Îmi plac ăștia gen Mbappé. Înalți așa, dar rapid gen. Uite, nici Cristiano Ronaldo nu era atât de rapid până la varianta Totti. Cardul la gol nu era atât de rapid, dar ăla măcar avea 5 skill moves. Știai că dacă dai la poartă dai gol, avea 4 weak foot. Era altceva, era altceva față de ăștia. Dar nu-mi plac ăștia, sunt lenți așa, nu știu. Trebuie să vă faceți aplicație. Trebuie să vă faceți aplicație pe EA.com, ceva de genul ăsta. Moani, Mbappé, te buget, ce n-ai bănat nicio treabă. Lei pe Moani, crezi că e Mbappé, spargi tot în casă. Valerii, mai ești pe live, mă, unde să mă duc și eu să mai ceva de mâncare la ora asta, mă, în călăraș? Nu cred că mai ai nimic deschisă. Mamă, n-am nici somn, am băut azi două energizante. Mă luase un somn, trebuia să intru în direct la Aleph News, că azi v-am mai zis, dar nu știu dacă era spălat, v-am zis o dată. Am fost în direct la Aleph News la televizor, la ora 5:20 cam așa. Mamă, și mă luase un somn la 4 așa, zic, mamă, ce aș dormi eu acum vreo oră, două. Am băut două energizante de alea, că nu mai puteam, mi-era somn tare de tot. Nu știu care sunt până atunci. Și după am intrat acolo și nu mi-a trecut somn, am băut două energizante, dar la ce n-ai, m-am prezenit inima. Bă, m-am prins obicei prost tare, mă, cu Red Bull-ul ăsta, frate, eu nu beau cafea, nu fumez, nu nimic. Și mă simt obosit tare de tot, am momente când mă simt foarte obosit, poate și că nu beau cafea. Și bag Red Bull de la prostie, mă, am mereu câte, m-am obișnuit să am mereu un frigider câte 6 Red Bull-uri de alea. Și bag unul, două, bag ca nebunul, poate că alea nu sunt bune. Știu, frate, chiar că e o travă. Da, aia. Ia mă să vedem cât costă asta. Să vedem dacă este realizabil Hansen. Care a ajuns la spital, dar au fost multe cazuri, mă, din cauza Red Bull-ului care au ajuns rău. Dar nu le înseamnă pe moment. De ce? Doar nu o fi și eu ăla. Și stai seama că așa. Uite, mă, diferență de 50 de K, dacă aveam bani la instant. Mamă, dar îmi place mult de tot Hansen asta, mă. Ce alei, alei. Are cu X de posta. Divela. Tot ce vrei. Agility 94, bă, las-o încolo. Strength 74. Băi, cafea nu-mi place, frate, nu-mi place cafeaua, te loc, nu-mi place. Ba, prior că au de la sală, dar din ce altă și mai face efect, că am băgat prea mult. O, cafele pe zi, da, dacă nu-mi plac. Apa e sfântă, păi beau la apă, am două sticle mereu lângă mine. Și a ieșit a treia goală pe aici, am la sticle de apă, am peste tot, în casă la mine vedeți apă. În camera mea am vreo 2-3. Aici unde mă joc FIFA am mereu minim 3. La bucătărie la fel, o grămadă. Am apă peste tot, la frigider am și acolo vreo 4 sticle mereu. Că apare ce ține apă la rece. Eu nu beau rece, că sunt foarte sensibil cu gâtul. Imediat dacă am mai pus un cup de gheață în pahar, gata, a doua zi am gâtul varză. Dar îmi fac proteina cu apă rece, că e așa indicat. Și are și gust mai bun, să fiu sincer, cu apă rece. E altceva. Și proteina o beau, dar apă rece simplă nu, evit câte mult se poate. Mă sparge gâtul, nu știu, de când sunt mic am așa probleme cu gâtul. Ia mă, Marky Matchup, sparg. Oh, ce naiba, mă. Cine face, mă? 4 echipe? Greu. Da, mă, păi ce să vă zic? Sâmbătă avem pe opening, cred. Dacă nu fac nicio combinație cu trading-ul și cu astea, să mai fac ceva bani. Direct pe opening sâmbătă, bag de 12.000 de FIFA points până fac bani de Hansen, aia, vând tot ce am în club, până facem bani de Hansen și închide jucăria, Claudiu, nu mai joc acum. Sunt obosit, am 4 ore de live aproape și am jucat și azi pe zi, sunt parz. Aștept să mă bag un pat direct somn.
poate că mi-e și foame, dar nu e nimic deschis în călăraș. Nu intru mâine live, pentru că mâine o să postez clipul cu tacticile și pe lângă asta fac live tot mai duminică când o să apară competiția. Păi ce să vă mai fac live, că n-am cu ce, spuneți voi cu ce să facem live. N-avem absolut cu ce să facem live. Rivals nu joc, că n-am echipă, doar să-l fac pe fatii ăsta. Weekend League-ul nu începe, drafturi nu mai joc, pachete nu mai deschid până sâmbătă. Duminică începe competiția a 4 ore pe zi și acolo jucăm. Deci sâmbătă avem pe Copănic și ne terminăm echipa și duminică începem competiția aia. Zici că rolul foaia e bună, foarte bună, foarte bună, valid. Te recomand. Face maxim. O iei, o testezi și o dai dacă nu. Ce n-ai mai pierzi 3K la taxi. Cam asta este treaba, băieți. Păi ce să vă zic, vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și ne vedem sâmbătă seară cel mai devreme, cred. Și mă găsiți pe Instagram, aveți aici Instagram, mă, cu Cosmin6. Follow și acolo la story, vă mai țin la curent. Pe 6 octombrie începe Alex Weekend-ul. 6 octombrie. V-am pupat, seară bună și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de fiecare dată într-o numărate mare. V-am pupat, băieți, și spor la munca a doua zi, școală, distracție, ce faceți mai mâine și la